Mulțumim, mulțumim foarte mult! Asta a fost piesa iubirilor, care cu siguranță sper și cred că v-a plăcut. E vorba de iubire, de dragoste, ceea ce voi împărtășiți zi de zi aici, unii alături de ceilalți. Vă pup! Și aplauze pentru toate cuplurile de la Casa Mireasa. Sunt și eu curios dacă există vreun cuplu pe aici. Este? Cine? Deci, Alexandru și Cristina, mă uitam la numele altceva, Alexandru, da? Deci vreau și un sărut în direct. 1, 2, 3 și aplauze, tate! Bravo, Alexandru! Mie mi-a zis tata, bă, tu trebuia să fii Cupido, nu ai și manelist, altceva, știi? Dar n-are nimic, mai avem o piesă de aia frumoasă de la fratele nostru. Bravo! Sunteți absolut minunați, mulțumesc frumos! Vreau să vă mai întreb care se mai tatonează, bai, ce știți? Care se mai sărută după stâlp, prin, nu știu, prin cameră? De-a știți drept, ceva? De-a dreptul imposibil după stâlp. A, nu, că sunt camere peste tot, nu? Sunt tot peste tot, nu? Nici o șansă. Și vreo tatonare unde mai există? Sunt curios, că eu mă ușor la voi. Avem acolo tatonare. Laura și Cristian. Și credeți că merge un sărut acum pe loc? Ha? 1, 2, 3, dă-i tate! Toată viața am reușit să fac oamenii să îndrăgostească. Bravo, frățiorul! Vă pup pe toți, mi-a părut bine, sper să ne vedem cu bine. Dragoste multă dată! Vă pup! Dragoste de ziua îndrăgostiților! Dar până la ziua îndrăgostiților mai sunt câteva zile. Să rămânem deocamdată la cele petrecute în seara petrecerii între Laura și Cristian. Wow. Wow. Ce? Wow, wow. Ce s-a întâmplat? Sau ce? S-a nimic? Nimic. M-ai pupat. Seara asta m-ai pupat, gata. Tu m-ai pupat. M-ai pupat. Vezi că tu ai venit. Da, da. Pe da. Ce să faci? Da, chiar, o făceai dacă nu se întâmpla asta. Ce mai aveam de așteptat? Nu mai aveam nimic de așteptat, nu? Dacă vrei, o facem mâine. N-am făcut nimic azi și facem mâine. Uh-huh. Pentru primul pupat, sărut, French. Kiss pe gură. Hai. Să trăiască șefa mea de acum. Și tot în seara petrecerii, Andrada le-a făcut celor din casă o surpriză cu acel costum pe care îl ceruse părinților la telefon. Da, păi o să începem cu Laura și Cristian, pentru că ei au fost protagoniștii sărutului de sâmbătă, noaptea de la petrecere. Așa că eu sunt aici cu întrebarea pregătită. Da, ați văzut, v-am zis de vineri. Laura, Cristian, vă declarați un cuplu în Casa Mireasa? Da! Da. Sărut, da, de ce fugi, Laura? Te gândești că, aoleu, se uită, cine se uită? Ia zi. Ei, nu mă gândeam. Toată familia, da, mama, tata, vecinii, da. Păi să fie într-un ceas bun. Mulțumim. Mulțumim. Da, presupun că oricum s-ar fi întâmplat și dacă nu ar fi fost forțat momentul acela de către domnul cantautor. Nu a fost forțat, m-am simțit foarte bine în acea seară, alături de fiecare persoană de aici, alături de formație. Nu, forțat în sensul că hai, știi? Nu. Ca la galerie, da. Nu, eu sunt căpos de fel și nu prea fac așa... Adică dacă nu ai fi simțit, nu te-ai fi sărutat. Nu, nu există, nu. Am simțit să fac chestia asta okay. Și așa a fost. Am înțeles. Cel mai bine. Să vedem cum o să fie relația voastră în Casa Mireasa. Doamna Daniela, cum e să vedeți așa sub ochii dumneavoastră niște lucruri pe care nu le-ați văzut așa de ce aproape până acum? Cred că în premieră mi se întâmplă foarte multe lucruri.
și în prime time, nu? Da, doamnă, nu știu ce să zic acum. Să vedem ce surprize vă mai pregătesc. Eu sper să țină cont de faptul că e și mama, nu? Nu pot decât să mă bucur și să le doresc fericire. Mulțumim. Așa să fie, da. Bine. Drag Albert, îți sunt datoare cu un speech. Ai vrut să spui ceva referitor la momentul cu Andrada, da? Și a venit pauza. Ai uitat? La... Antonia. Nu, n-am uitat cum să vorbim. Antonia! Am rămas la dansul, la Andradei. Da, foarte frumos. Da, scuze. Dar oarecum indirect s-a înțeles că eu aș putea fi neasumat. Asta am înțeles eu. Dar și vreau să spun că... Cine ne-a asumat? Cine a zis indirect? Antonia. Unde ești, Valentin Antonia? Este un băiat foarte asumat, ceva de genul. Oarecum indirect... Așa, da, așa ai simțit da, tu. Oarecum da, indirect. Ce vreau să spun că eu am fost foarte explicit de la început cu ceea ce vreau să fac și cred că am dat și un răspuns în privința a ceea ce s-a întâmplat. Cred că am fost foarte explicit, am spus vreau să cunosc fiecare fată în parte, să văd fiecare ce personalitate are și dacă mă potrivesc cu cineva și invers, dacă fata se potrivește cu mine, de ce nu o relație? Cred că am fost foarte explicit și vreau să se oprească treaba asta cu neasumat, asumat sau... Dar eu nu vorbeam despre tine. Dar bine, indirect probabil s-a înțeles chestia asta. Nu. Și am vrut să clarificăm treaba ca să nu mai existe loc de interpretare. Atât. Eu am spus, doar spuneam ce lucruri îmi plac la Valentin și spuneam că îmi place la el că spune ce gândește și ce simte și așa, dar nu... Dar nu era îmi place de el că e asumat spre deosebire. Bine, da, exact. Indirect asta am înțeles eu. Ok, te rog frumos. Ai simțit greșit. Dar ce ai cu Liviu? Ce ai și-l dă-și din cap? Să spun ceva și eu. Măi, auzi, te rog, un pic de empatie. A avut o oră grea. Da, știu, îl înțeleg și pe el, dar vreau să mă înțeleagă și pe mine. Și nu e cazul nici că ai simțit să faci această precizare, că... Ia când zice, adică ți-ar fi zis, dom'le, uite, tu ești asumat, spre deosebire de Albert care este neasumat. Deci nu. Eu vreau să zic că mă bucur că te-ai simțit. Ok, mulțumesc. De ce? Dar atât vreau să zic. Dar oarecum sunt, anumite tachinări despre treaba aceasta și am simțit... ceva din casa băieților. Da, și am vrut să spun ca să nu mai existe loc de interpretat. Eu am fost foarte explicit cu ceea ce vreau să fac. Așa consider. Bine, am notat, așa. Deci trebuie să stați să notez.